Salut prieteni, bun găsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. Și în acest tutorial video de astăzi am să vă arăt cum putem face update-ul de la Service Pack 1 la Service Pack 2. Da, haideți să vedem versiunea pe care o avem instalată acum. După cum vedeți, Windows Vista Ultimate Service Pack 1. În mod normal puteți face acest lucru de la Windows Update și să-i dați direct checks for updates, da? Sau este această metodă manuală pe care îmi place și mie să o utilizez și tocmai de aceea vreau să vă arăt și vouă, da? După cum vedeți, Service Pack 2 puteți să-l descărcați direct în calculatorul vostru și să treceți la instalare sau puteți să selectați acea metodă, să zic așa, de la Windows Update, unde dăm Check for Updates și ar trebui să ne apară și acest update la Service Pack 2 sau multe alte update-uri. Ok, eu am descărcat deja, să zic așa, update-ul, care este undeva la 350 de mega. Și îl voi instala direct. Un link către download-ul direct pentru Service Pack 2 o să-l găsiți deasupra acestui tutorial, însă mai așteptăm puțin să caute pentru update-uri, să vedeți și voi exact cum apare acest checking for updates. Da, după cum vedeți, manual installing SP2 utilizând Microsoft Download Center. Da, avem aici o versiune de 32 de bit și versiunea de 64 de bit. Astea ambele versiuni o să le găsiți pe deasupra acestui tutorial. Da, după cum vedeți, avem 111 update-uri, 57 dintre care 57 sunt opționale, dar însă nu ne vine update-ul la Service Pack 2. Haideți să vedem și update-urile pe care le avem aici. Da, toate sunt security updates și security update pentru Service Pack 1 și așa mai departe. Și opțional pentru programele ce le avem instalate sau direct Windows Language Pack. Ok, îi dau cancel pentru că nu voi instala aceste update-uri și dăm next aici la Service Pack 2. Da, asta am vrut să vă arăt că în mod normal dacă dăm update-ul normal, nu ne duce tot timpul către acest Service Pack 2 și trebuie să-l instalăm manual. După ce am instalat Service Pack 2, voi mai da o dată, să zic așa, un update pentru a lua noile update-uri la securitatea Windows-ului Vista cu Service Pack 2. Ok. De aici îi dați numai click pe install, după care se va restarta calculatorul vostru și veți avea Windows Vista cu Service Pack 2. Ok, atât despre cum se instalează manual Service Pack 2 pe Windows Vista. Ne auzim în tutoriale video viitoare și dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, vă rog frumos să ne scrieți la secțiunea comentarii fără nicio problemă. Răspundem și la comentariile pozitive și cele negative, pentru că nu suntem perfecți și încercăm să facem o treabă cât mai bună. Tocmai de aceea avem nevoie de feedback-ul vostru. La revedere și vă așteptăm la tutoriale video viitoare.